Хо-хо-хо! Швельцтерк сărbătorile de iarnă. Azi filmăm Mercedes-Benz CLS X218 2.5 diesel. Mama told me, ay, not to sell work. Mama 17, 5, same color t-shirt, white. Mama told me, ay, not to sell work. Mama 17, 5, same color t-shirt, yeah. Young nigga poppin' with a pocket full of cottage, yeah. Whoa, chemo, sabe, chopper, aimin' at your noggin, yeah. Had to call the addy, then the top, I had to chop it. Niggas pocket watching, so I gotta keep the rocket. Ooh. Neck water, faucet water, mocking birds mocking. At pint stocking, next keep biting neck. Modelul C218 a apărut în 2011 ca succesor la modelul W219, iar versiunea Shooting Brake a apărut în 2016. Ca model de bază a servit Mercedes E-Class W212. Interiorul e același. Mașinile cele ele strainice. Lucrează în taxi și ajung la câte 1 milion. Și înseamnă că și asta, până la 300.000, merge fără nicio întrebare. Și o lăsăm să ajungă și la 1 milion. Numai că data asta nu m-a spărit cu nimic, ajungi la 1 milion. Așa e. Lipsesc pilonii de la geamuri, adică n-are ramă, cum spune? Ia uite. Opa. Și de acest motiv acoperișul e mai greu. Au fost usilite lanjeroanele ca să ții mașina stabilă. Are greutatea de 1860 de kilograme. E nu e așa de moale când o conduci, nu e așa de confortabil, adică e destul de bine simți drumul. Dacă dai într-o groapă, poți simți. Și plus la asta, la noi roțile sunt la 19, așa că foarte bine o simți. Modelul dat, noi avem suspensie simplă, care e mai ieftină în întreținere. Este Distronic Plus, despre care am menționat în video cu S-Class W221 X218. Pădul la model Shooting Brake este denumirea dat pentru automobilele coupé estate, adică universal. Această denumire provine din Marea Britanie, de pe la începutul secolului 20. Caretele de vânătoare erau numite Shooting Brake, Power Universale. Eu nu sunt amator de automobile vagon sau estate, dar la anume la țelul ăsta, unicul plus e că din spate ai mai mult loc la cap, mai ales pentru persoanele înainte, asta e destul de normal, dar și în dușima. Adică dacă taxuiești, da. Noi nu taxuim aici. Motorul OM651 cu 21 litri capacitatea, e inline, 4 pistoni cu 2 turbine. Ajunge la 204 cai și 500 Nm. 100 de km pe oră face timp de 7,5 secunde. Rezultat normal pentru 250 CDI. Are tracțiune din spate, dar sunt disponibile și versiunile Fomatic. Bacul adânsa e de 60 de litri. Da, consumul la trasă, dacă mergi cu 90-100, e 5 litri. Prin oraș, poate și 9-10-11-12, depinde cum mergi. Mereu consumul depinde de modul tău de a conduce. Așa că nu vă mirați dacă mașina crapă mult. La exemplarul dat avem cutia 7 G-Tronic. E testată în timp, nu are multe bătăi de cap, însă unicul defect care eu m-am întâlnit la modelul acesta și la S221 care noi am făcut review este că se defecta un senzor la landazol și nu schimba vitezele normal. Adică dacă el de obicei în econom trebuie să o schimbe sub 2000 de torații, el o întinde până la 3000 și ceva și asta e neplăcut. Un avantaj al acestui automobil este faptul că pasagerii din față dispun de 10 pierni airbag. Siguranța la maxim. Este dotat audiosistemă Harman Kardon, însă opțional poți să o procuri Bang & Olufsen, care cântă tot destul de bine. Da, eu sunt mulțumit de Harman Kardon. Harman Kardon top. Mai pe scurt, are 10 giga. Da, are 10 giga SSD din navigații care e conectat prin satelit. Modelul, da, dispune de 3 zone de climatizare, tot e
o opțiune. LED Intelligent Light lucrează așa. O leș în poziția la knobul de setare a farurilor în auto și activez faza lungă și spune, spune în modul automat. Astfel, senzorul, când a să vadă lumină de la farurile altor automobile, a să treacă la faza scurtă. Iar când senzorul nu detectează nici o sursă de lumină, el activează faza lungă. Fără că tu stai singur să niști sau asta, el îi deștepte, el face tot singur. Capacitatea portbagajului e mai mare, poți duci, nu un om, dar chiar trei, dacă îi pui ca un constructor, și duci la schiuri cu dânșii. Lângă setarea poziției a scaunului, sunt disponibile și setările avansate, unde tu poți, după gustul tău, să-ți aranjezi cât de tare sunt flate pernuțele scaunului sau cât de tare ține în scaun când conduci agresiv. Verificați înainte de a procura un TLS scaunului, pentru că de obicei reparația la electronică la un scaun costă în jur de 400 de euro. Fiți atenți la drum și purtați centura de siguranță și ținătoși.